președinte, domnul primar, declar ședința deschisă. Pentru început, o să propun spre aprobare procesul verbal din ședința anterioară. Cine este pentru? Abțineri, împotrivă, unanimitate, consumați, vă mulțumesc frumos. 2. Dăm citire proiectelor de pe ordinea de zi. Proiect numărul 1. Proiect privind validarea mandatului de consilier al domnului Rusu Ion, ales pe listele altele, alegerile din iunie 2016. Inițiator primarul comunei Telgiu. Proiectul numărul 2, proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor și impozitelor locale pentru anul 2019, inițiator primarul comunei Telgiu. Proiect numărul 3, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru 2018. Proiectul numărul 4, proiect de hotărâre de aprobare la plata sumei de 4.563 de lei, reprezentând contravaloarea cheltuielilor de transport personal didactic pentru luna noiembrie 2018. Proiect numărul 5, proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual de evoluție al taxei speciale de salubrizare actualizat pentru proiectul Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău. Și următorul punct 6, probleme curente care se supun dezbaterii Consiliului. Cereri, întrebări, probleme. Supun la aprobare ordinea de zi. Cine este pentru? Abținere împotrivă. Vă mulțumesc. Trecem la proiectul numărul 1. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier al domnului Rusu Ion, ales pe listele albine la alegerile din iunie 2016. Conform procedurii, aici că comisia de validare o să... Doamna Staciu și comisia. Domnul viceprimar este absent, o să... Dacă vreți să vedeți că acest comisie de ordinea lui este de listă de supleanți și să fie următorul după demisia la domnul Prețu. Următorul după domnul Prețu, cel care și-a dat demisia. Care și-a dat demisia. Da, e următorul pe listă. Există din partea partidului adresa prin care e fericit să nu lua pe proiectul cu... Nu la PSD, la am văzut să facă, vei, Mihaela de aia, mamă. Da. Nu e acolo undeva. Da, nu, ăștia sunt consilieri, dar aici este. Nu știu, sunt cei... Lista validați, validați, da. Lista e faptă că mă întârzea, dar nu ești. Da. Deci avem exact unde sunt, ca să vă spun cu sem. Nu v-am văzut. Lăsăm pe domnul Rusu să aștepte un pic, să crească emoții. Poate era cineva lui dumneavoastră și ați pierdut pagina. Aici vreți fi în rus. Da, este corect. Suntem venit. Crizi pe ruse? A, da, mai schimbăm unul. Părșol Neculai. Da. Dacă comisia e de acord de validare și validează domnul Rusu, suntem cum domnul Rusu vreau. Suntem de acord. Da. Sigur. Dacă ne primești pe rus. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Legiu, județul Bacău. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Bravo. Bravo. Bun venit. Supun la aprobare în proiectul. Cine este pentru? Abțineri, împotrivă, unanimitate. Deci la proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor și impozitelor locale pentru 2019. Deci o să-i prezint domnul contabil. Da, o prezentare. Sunt mici diferențe. Sunt mici diferențe prin faptul că prin articolul 491 din codul fiscal ne spune că trebuie actualizate sumele care sunt în sumă fixă, cum ar fi nivelul nivelul stabilit prin codul fiscal, sume fixe, trebuie să actualizate cu rata inflației, care, rata care este de 1,34, publicat pe Ministerul Finanțelor, rata inflației pe anul 2017.
Deci toate impozitele rămân la același nivel. Ca și procent, rămâne același procent. Nu se modifică. Așa, dacă nu votăm numai ceva asta de aici, eu știu, stă în mâna noastră, ca și consilier local, să mărim sau de exemplu, să mărim din juratul taxei. Unde există o clădire cu cadre, beton armat, pereți, unde în codul fiscal este prevăzut, a fost prevăzută la suma de 1000 de lei pe metru pătrat, ca valoare impozabilă, crește la 1013 lei cu coeficientul de inflație. Cam așa s-a întâmplat la toate sumele care au fost stabilite în sumă fixă. Cum s-a modificat nimic? Procent de aplicare a lor a fost 0,1% anul trecut, 0,1% este și anul ăsta. Așa peste tot sunt procente. Discuții? Avizul comisiilor este favorabil, atunci supun la vot proiectul. Cine este pentru? Abținere împotrivă. Mulțumim. Proiectul numărul 3, proiect de ordine privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru 2018. Aici, dar aici tot eu vreau să vă spun. Au fost retrași de către Direcția de Finanțe suma de 2000 de lei din TVA-ul pentru finanțarea cheltuielor descentralizate de la copiii cu CES. Pentru că nu a fost nevoie de... Suma prevăzută în buget a fost de 4000 de lei, s-au plătit cu 1807 lei. În jur de 2000 de lei rămânând dispozitivi. Au fost din cerut. Deci nu am avut copii cu probleme. N-au mai avut, nu, probabil au mai fost, dar am înțeles că nu au făcut sau nu au mai depus documentație pentru... Ăsta e lucrul lor. Da. Așa, iar am mai prins în buget subvențiile pentru acordarea ajutorului de încălzire, că au fost depuse la Wacrow. Așa, iar alte mici modificări au fost în interiorul bugetului, unde de la ajutoarele sociale numerar am luat de la organizațiile de handicap suma de 5.000 de lei și s-au pus la asistență social ca să poată fi definitivată salarizarea. Adică au rămas niște sume neajutate de pus bugetul de stat în contribuții. La fel și la bibliotecă, am luat de la protecția civilă 3.000 de lei și am pus la biblioteci 3.000 de lei. Și cam asta de pentru completarea salariului. Consiliul Județean ne-au cerut sume, dacă este... Dar la ajutorul pentru lemne au fost, adică nu au fost solicitări pe măsura... Nu, în bugetul care a trecut am avut undeva la... Asta din cauza că la bună a rămas aceleași și s-a mărit pensia. Prin pensia nu se mai încadrează un venit programin. Și-au mai plecat pe afară și figurau cu romii la fel, că a crescut dezavantajat și atunci mulți plecați în afară, și-au mai curat mașini mai tinere de 8 ani de zile. Important e dacă avem o sumă, să o folosim. Noi am trimis în termen. Documentația e foarte posibil, cred că de Crăciun și anul nou să-și livre în banii respectivi, cum ne vine și de altfel. Dacă Crăciun și anul nou este doar 26 și 27. Dacă ne vin, suntem obligați să-i dăm. Dacă nu ne vin, dăm iar după anul nou. Și sigur, zicem să se... Da, și trebuie să-și încasează. Pentru salarii, ni s-au cerut de la Consiliul Județean să comunicăm dacă avem nevoie, dar n-am avut nevoie, pentru că la nivel de buget, au fost bani suficient, am fost prinși, doar cu micile rectificări care le-am avut acum de 5.000 și 3.000 de lei. Da. Avizul comisiilor este favorabil. Dacă sunt alte întrebări aici, nu o să nu. Atunci supunem spre aprobare proiectul numărul 3. Cine este pentru, vă rog? Împotrivă, abținere, unanimitate. Proiect numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea de plată a sumei de 4.563 lei, reprezentând contravaloarea cheltuielilor transport personal didactic pentru luna noiembrie 2018. Nu mai intră. Aici... Domnul... Suntem în ședință, domnule. Zărmească. Dar nu e frumos așa, intrăm și la ce ai, facem tot așa. Chiar o super de... Conform obiceiului, ca totdeauna am făcut lucrul ăsta, la cum facem și noi asta, vis-a-vis de plata
Transportul. Pentru că de transport. Așa. Cât ne permite, să dăm Dumnezeu să fie șlamă. Da. Așa. Discuții, aviz favorabil la comisii, supun spre aprobare. Păi, nu știu, dacă așa îl dăm, îl dăm absent, dacă nu îl faci și la următorul. E serios, nu e regulă. E vorba de respect față de noi astfel. Sper că nu are abținere niciodată. Bun, atunci trecem la următorul proiect. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual de evoluție al taxei speciale de salubrizare, actualizat pentru proiectul Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide din județul Bacău. Aici o să vă spun eu câteva cuvinte. Da, e vorba de un proiect de hotărâre care deja a fost aprobat. Având în vedere că suntem membri, da. Ne întreabă și pe noi. E aprobat majoritatea 10 evoluția taxei speciale, de aprobat în tot județul. Am aici un tabel pe care m-am uitat și înainte, mi-am aruncat pe nouă ochi. Se pare că taxa pe persoană mediu rural se majorează pe 1 ianuarie 2019 la 6,82 de lei. Nu știu dacă e mult sau e puțin. Dacă mă întrebați pe mine ca și contor de instituție, spun că nici cu banii ăștia nu ne acoperim cheltuielile. Dacă mă raportez la situația financiară a unei familii din comuna mea, cred că e destul de mult. Repet, aprobăm, ea oricum este aprobată și oricum la nivel de adis se încasează. Noi avem totuși o hotărâre pe care am dat-o, ținând cont la emisiunii nostru, cea de 5 lei, pe care cred că... Am aprobat-o mai înainte. Am aprobat-o mai înainte și cred că o vom păstra pe aceea. Dar nu știu pentru cât timp. Împreună aici o să întâlnim pe tineri februarie și o să discutăm și acolo mărire, pentru că combustibilul este așa cum este. Cheltuiala angajaților a crescut pentru că salariul minim pe economie crește din nou cu 1 ianuarie 2019 și se simte pe total. Stea Dumnezeu să meargă așa cum am văzut noastră pentru noi. Uiteam ce se va întâmpla. M-am spus și tu la trecut, în știința anterioară, sunt discuții la nivel de ADIS, la nivel de Lopreza, așa de 100, s-a ajuns până la executări și oprii pe conturi atât către ADIS cât și cât celelalte comune. Noi n-am reducat datorii, trebuie pe valul decembrie sau noiembrie, am plătit, cred că și noiembrie plătim către ADIS. Către ADIS? Plătim către ADIS, pentru că... În condiția asta va crește taxa, care, suma care va fi... Noi, da. Deci, noi plătim o taxă către ei de aproximativ 3.100 de lei pe lună. E o diferență de la cheltuiala pe care avem cu serviciu. Am făcut un calcul, un coeficient, pentru că nu plătim nimic deșeul. Știți? Deșeul plătește către ADIS. Noi doar plătim taxa respectivă. Cam asta ar fi plătit și dacă plăteam către rampă direct, cum am plătit la Bacău. Da. Noi colectăm în jur de 6 tone de 60. Tone de gunoi pe lună. 64 de tone. 64 de tone. Da. Destul de mult. Mi-ai făcut să-mi calcul că un locuitor ar trebui să producă în jur de 0,300 grame de gunoi pe lună, iar trebuie să producă peste 1 kg. De ce poți pentru? Nu. Pentru sunt discuții. Apar multe probleme. Cum spuneam, aruncă frunzele la gunoi. Cum s-aruncă frunzele la gunoi? Și se duce în tonii. Nisipul. Da, și câte și mai câte, da. Aici e cu totul altceva. Ar trebui pus niște afișe propune, poate o să facem, cam ce înseamnă să pună gunoiul în tomberon. Restul lui menajerii nu mături în curte și pui palte și rostii, da. Ce văd ca un prăștiat câine, nu știu. Care chiar nu prea ar avea rost să caute. N-ați căuta la gunoiul menajer. Cu gunoiul menajerii e... Ce-i mai rău? Că, întâmplător, găsești pe diavolul gunoi menajer. Adică peturi și nailoane, cizmi, nici nu trăznești pe cap ce găsești. Și când e vorba de gunoi menajer, pui cenușa. Sau, nu știu, care are de acolo. Sticlă. Eu pun foarte multe sticle și foarte grea sticlă. Da, gândiți-vă. Da. E gunoi menajer. Păi da, dar dacă l-am selectat... Da. Mi-am propus și eu bugetul care vine. Am zis, domnul bugetul, sperăm să fie măcar cel de anul ăsta. Cheltuielile noastre sunt mai mari la un an la altul și, din păcate, cresc cheltuielile pe întreținere, nu cele pe investiții. Și asta nu-i bine, dar nu am atât soluție decât asta.
și am vedere, măcar un centru pe sat, în primăvară, să-l facem pentru proletare selectivă. Foarte bine. Cu trei tomberoane, în trei locuri, centru Ierenciu, centru de Bugești, centru de Ierenciu, centru Tătără. Poate, mi-e teamă, sunt convins că voi găsi tot Alandala și că omul își va ca acolo. Nu-mi credeți-mă că nici nu știu cum se poate. Dar în situația mea... Noi am făcut tot dată chestia asta. Nu, dar eu am luat-o la mare. Dar la mare sunt centru, știi? Era tot ce vrei și... În centru nu prea, stă pentru că scoltăm, știi, punctul și unde e centru. Nu doar puneam, când colectam băieții pe selector selectiv, eram obligat să colectăm tot Alandala după aceea. După ce selecta cineva, eu după aceea se duceam la aproape tot una peste alta. Ei, dar facem educație aici, știu. Când acum se poate colecta selectiv, pentru că iau la planurile astea noi, deschise anul ăsta, posibilitatea de a-l colecta selectiv, de a-l reîmpărți pe categorii, mai ales că sunt și plătite, sticla, tia, încercăm, mi-aș vrea de mult să fac, nu știu, cred că aveți colegare dumneavoastră, v-ați gândit ca mine. În păcate, în comună la mine, așa alte comune, destul de greu. Eu nu pot să înțeleg și nu reușesc să-i fac să plătească, în primul rând. Și aia 5 lei pe care strângem astăzi, în momentul în care ajung la poarta lor, știu, eu iau ca o umilință. Duc colegii mei și barba poartă pentru 10 lei, 15 lei maxim pe lună de o familie, că niciodată nu cred că am familie în comună care s-o fi plătit pe maxim. Dacă sunt 4 casă, am în casa 4, am în casa 2, am în casa 3. Mulți dintre ei te tratează, eu nu pot să vă spun, că ce face statul pentru bine, știți să vă zic ce face România, ce nu face tufăria, ce nu face duce. Și e destul de greu să-i încasăm. Nu mai vorbesc că jumătate din fiecare sat n-au contract. Nu, n-au contract. Pe Vale, pe Jucare Moniță, pe Părâul Vânceanului, pe... dar aceia produc gunoi la fel ca și cei din centru și culmea poluează și natura, pentru că gunoiul tipi Vale nu duce stoica din centru. Cum plătește, îi dea mașina de la poartă și... Că l-a duce apă la mână. Da, îl duce și apoi, mut în centru. M-am dus acum cu problema de la apă, pentru că n-am ce merge pe părâu, și m-am dus pe la Neimo, pe acolo, pe sus, pe la fabrică. Deci eu am rămas surprins, nu pot să înțeleg, nu m-am dorit de lucrul ăsta. Muți gunoiul la deal. Să cad pe căruță la deal, ca alu gunoiul. Eram pe râu, înțelegeam. În părâu e curăție, adică la mine pe râu nu mai curățat, mai... Cei din centru au cam toți apă, contracte, plătesc, plătesc, miercurea, joia, ieirea de la poartă și ducem la rampă. Nu mai e așa multă mizerie în zonele principale. Am văzut fiert acum aruncat iar pe la Picadoane, pe acolo... Da. La Coane și... E un obicei vechi și de spărere. Mai discutăm la diverse la urmă. Da. Ce să sper că... Mergeți la mine sus, domnul Cotner. La mine în birou sus. Scuze. Deci, așa cum analizăm problema, vrem, nu vrem, cam aici ne situăm. Da, care, pe urmă, cred că se... Nu înțeleg și ce se întâmplă la DISP. Corect, cu noi producem, trebuie să-l plătim, dar... Deci, cu noi se vede. Mai mult decât populația ar fi în județ, eu cred că trebuie să lucrez și un pic acolo la... Nu ne putem calcula ca cei din Bruxelles, de exemplu, care sunt civilizați și cu produsul noi foarte puțin. Să crească cumva, nu știu, cota, să o duc la 700 de grame, la 800, la 1 kg pe persoană. Da, ai văzut ei ce motiv au venit cu motivația că a scăzut numărul de colectare, nu? Da, da. Nu de colectare, numărul de abonați. De abonați, dar se încasează. Și real, așa este. Așa e. Așa este, dar noiul e produs, e... cu mult peste numărul de populație prins la statistică, adică nu cea care e stabilă și nu... Deci v-am dat, de exemplu, la Ghelegiu, unde încasez pe un sfert din comună și eu duc 64 de tone. În situația care la statistică am 6600 de locuitori raportați la recesământul din 2004. Ce știu, o să văd recesământul. Iar eu după mine zic că azi la mine în comună nu avem mai mult de 3000 de locuitori. Populație stabilă vorbesc în toată comunitatea. Și astăzi e un timp favorabil, adică avem perioada lui când majoritatea sunt plecați. Deci, majoritatea. Sau oricum, în procent de cel puțin 20%, deci, lucrează sezonieri în afară. Să nu mai produce. Trec în comună întotdeauna în jur de 8,5-9 mai întâlnit câteva. Am o obiceiare meu și e toată comună și fac într-un capăt în altul. Sunt seri, pe cuvântul meu, jur de 7 ori, că nu întâlnesc un om pe drum. Da, nu e. Deci nu întâlnesc un om pe drum. E un pic de acțiune aici la Ghelegiu. I-a mai speriat și ursul acum? Da. Și ursul e o problemă gravă, foarte gravă chiar. Dar nu sunt, nu mai cine ieși. Trebuie
și puterea financiară, scăzi multă, sunt mult plecați în afară, tinerezi mai avem. Băutura la bar. Băutura e scumpă. Da, băutura au, vă spun. Au acasă. Și cu pretenția. Atunci, din urma discuțiilor, propun la spre aprobare proiectul respectiv, cine este pentru. Acolo mergem. Vă mulțumesc cu majoritate. Și cel mai frumos proiect, probleme curente, care se dezbată dezbatere, deci cereri, întrebări diverse. Vă rog frumos, vă scrieți la putat. Cine vrea? Doamna. Eu mă scriu. Am fost privat dispensară, Sătila. Doamna doctor este foarte nemulțumită. A zis câte două luni de când sunt lumină nu are, căldură nu are, apă nu are. A zis că în condiții de astea, după 4 ianuarie, nu mai vin. Deci, dar nou, în sediu... Să știți că e lui toată asta. Îi cheamă de adeptate. Nu știu, la ce, la ce de zi acolo chiar este căldură, am centrala care merge. A zis că a consumat deja jumătate din replica, a avut 10 toni. Au aici în buzunar. Și a zis că din 10 deja jumate s-au dus și în două luni nici căldură nu are și nici... Să nu-și facă griji. Că orice înseamnă cheltuială o suportă primăria pe toată perioada cât dispensarul de abătirea va fi o reparație. Dumneavoastră ați văzut și toți colegii mei sunt convins că au trecut pe acolo și au văzut în ce situație era dispensarul de la Brătila. Sunt foarte bucuros că l-am disfăcut, că altfel riscam să întâmplăm să întâmple norocire acolo. O clădire ridicată de 40 de ani, care nu are beton, care nu are boianduș, care nu are, nu știu, se lucrează. Sper că în ianuarie, în iunie, iulie, august, cel târziu, dispensarul va fi finalizat la condiții și situații normale și pentru 2019. O să am vreme și la Helena și Elena o poate să-mi confirme lucrul ăsta. O să fie probleme mai și după aceea, pentru că centralele nu vor fi pe ele, nu vor fi conform normelor de astăzi, electrice. O să treacă, o să crească consumul și cheltuiala doctorului. Da, se poate în fulare. Deci, și curentul și de am schimbat un calorifer, să spune că e destul de mic caloriferul și nu face față. Într-o cameră de 1,5 pe 2,5 cât joalezi să stea în camera aceea unde era bucătăria, de exemplu. Da, știu unde e. Și cu calorifer electric, dacă vrei să ai condiții și să încălcătești, poate nu trebuie. Ai zis că și calorifer electric, dacă poate rămâi cel prieten, dacă poate utilizator. Ca și condiții, eu nu văd. Toalete interioare, cu apă curentă. Și sterilizează la sterilizator. Dar doamna a zis, nu are apă. Nu are apă. Nu știu, a zis că la băgat. Nu, a zis că la băgat. Să mai sterilizează. Dar eu, dacă vezi timp, te mergi până acolo. 3-4. Deci nu are apă până la urmă sau are? Apa nu este potabilă și nu poate folosi. De ce pui să bea? Pentru potabilă... Aceeași nu știu de care a descansat, dar nu avem nimic să se iei, chiar că nu poate pune asemnărat această problemă. E foarte mizerii pe ulița care duce la dispensar. Vă vine la mine și cu situația asta. Ce caută pe ulița aia? Drumul e asfaltat, drumul principal se poate merge pe drum ca oamenii. Păi ei vor să treacă de la din stație de la Neapă. Da, și de satul pe acolo pe o uliță și să câștigi... În altfel, pe mizerică destul de mare, ținând cont de faptul că se circulă pe DN11 și acolo ar fi o scurtătură. Nu ești toată viața din DN11 și nu s-o mai întâmplă. Nu, auzi, alintături, învățam cu astea, n-am ce faci mai mult de atât. I-am pus la dispoziție un centru destul de regulă. Da, este mizerie, într-adevăr, și așa că e inutilit. Poftim? Nu, nu-i mizerie alucată, nu ne menajeze. Nu cu noi menajeze. Acolați s-a înmuiat și noi. E noroi. Și mai plătă un cești, pa. Nu-i mizerie. Nu. Cât a fost uscat, a fost ok. Prin dimineața pe master 4, pe 2-2. Nu, am trebuit să iei o echipă de la... Păi dar avem treaba cum avem. Avem oameni mare. Și l-a schimbat? Cred că da, el a fost acolo, domnul Fulgerea, și cred că se poate calorifer mai mare. Fata face foc în fiecare ora 5 a centrală, trebuie să încălzesc toată clădirea aceea ca să aibă căldură, ea într-o... Dar se poate lucra. Le-am oprit și cazanul fiind destul de mare, vreți că să-l scăpe, să bubuie, să plece, să... Nu știu, nu, problema de că și supărarea e datorită consumului din lemn. Nu e problema că i-am spus, dar i-am spus că... Dar le-am spus către primărie. Nu, nu, și le-au cumpărat. A, cumpărate dumneavoastră. Da, i-au cumpărat pentru un gode. Înțelegi? Da, centrală nu-i ajunge.
Dar eu îmi consumăm pe astea și eu aduc lemne și vă faceți treaba aici. Nu, nici n-am altă soluție. E cea, ce mâncă? E cea mai bună soluție. Da. Da. Păi, pot altfel. Dacă, da, și eu, dacă nu, se modifică păi, și dacă așa era învățat. Și să mă asigur și condiții de 500 de euro. De-aia trebuie să termine un termen și la energiu și acolo să fie contribuit. Se vezi că cât cadar am la energiu, că deja îl presimt. Că nu vor mai fi două cabinete jos, să fie un cabinet sus, unul jos. Dar noi nu avem cum să facem cabinet să funcționeze sus. Dacă DSP-ul i-a dat avizul și i-a autorizat lucrarea... Că zice că bolnavul nu poate urca la etaj. Ei, cu lift să urci. Cu lift, bă, până de la exterior. Cu lift exterior. Dispensarii sunt de etaj și cu spitalii, gen. Dacă nu sunt spitalele la etajul nou... O să facă domn primarul analiza acolo și eventual cumpărat o sobă, domn primarul. Și așa este, pentru că sunt pacienți care... Cum și nu e de la lift și scrie investiții de 500 de lei. Bucătăria. Dar l-ați dat sus acolo. Nu știu venea de-a sus. Dar așa cum stai la primul central. Bun, alte probleme, dacă mai sunt aici, am ca să nu mai am. Alte probleme, alte propuneri. Da, aici o să vă spun eu, vă dau o veste dumneavoastră pentru că nu vreau să dau acum, mai ales că vin sărbători de iarnă și cu toți trebuie să fim fericiți, să vinim moșul la noi, să ne întâlnim cu familia deci, fiecare acasă, dar cred că nu o să prăiască anul ăsta moșul la ciun. Cel nici dumneavoastră, mai mult mie, dar sunt convins că veți fi și dumneavoastră puși la telefoane, cum sunt puși și eu. Am o problemă gravă vis-a-vis de rădarea cu apă, problemă pe care ne-am preconizat în numai o aici, s-a întâmplat. Mi-au cedat toate cele patru rezervoare de la Drăgucești, niște rezervoare montate din 2008-2009 de către consultul de atunci, din PHD, din polietilenă, din plastic, din, așa, din rezervoare de 50 metri cub fiecare, montate în pământ, nu au fost niciodată pline, că dacă ar fi fost vreodată pline, ar fi susținut calea de pământ care sunt, era deasupra de 1 metru, 1,20 metri. Începutul au fost, că erau 50 de abonați la început, după aceea că s-au făcut 800, nu mai fost niciodată plină. Ați văzut pe aici ISU, apele române, garda de medie, am chemat ieri pentru că nu vreau să constate și dâns și nu-mi permit să mă apuc singur de lucru așa de capul meu, că nu-i moșeală mama. Soluția nu știu care va fi. Clar e că în primăvară o să ne aștept la o cheltuială de bani pe care nu face pe ce să o fac, ținând cont că ideea mea și oricare de dumneavoastră era să facem investiții, nu să întreținem. Din păcate, lucrările care au fost făcute din urmă, lucrările care le fac eu astăzi, o să vin momentul să le întrețin altcineva și atunci când întreții, mai greu decât să le faci, pentru că banii vrei prin fonduri europene, eu acum trebuie să întrețin reanitarea cu apă, de exemplu, sau domnul la DVN care v-am scăzut și-a fisurat, sau cel atunci care nu care a citit așa de fisur pe el, din bani, din bugetul propriu, vorbind de întreținere. Am o echipă acolo, ne dezvolim, ne desfacem, constatăm, vedem care e cauza. Eu am fost acolo, chiar am intrat într-un bazin de era, dacă puteți imagina că am încăput acolo, m-am străduit și am intrat în ieșit, da? Chiar mă vedeam că eu sunt la autofob și... De la jumate, cam de la 80 metri în jos, sunt urtite, dacă vă imaginați, un bidon de 3 litri pus pe orizontal, cădate mari de pământ pe el, era gol mereu, s-au turtit și au apărut fisuri foarte mari și dese. Unul e mai puțin grăpat, ăla e posibil să-l lipim, am vorbit cu producătorul, cel de la Iași, e singur producător din țară. El spune că e o soluție foarte bună, e adevărat că a fost cea mai la îndemână soluție atunci, nu eram la primărie în 2006-2008, dar cred că și astăzi, dacă s-ar face un proiect, soluția ar fi fost aceeași. Nu se poate turna beton acolo, să faci din beton, când ajungi cu mașina în timp, nu poți să torni bazin de 200 metri cum, decât într-o singură zi, nu există întrerupere, nu are soluție. Un bazin din fibră de sticlă necesita izolație cu materiale, nu știu care și nu la fel de stat, s-a luat decizia asta de a le monta în pământ. Din păcate, nu e ușor și nu e ușor pentru mine, că nu se tinească Crăciunul. Vă dați seama că m-a trecut vara și am fost sunat în continuu și pe bun de toate oameni s-au învățat cu apă, dar acum când... În sărbători. Când mă așteptam să fie apă, că am zis că, băi, că plouă, ninge, de acolo să fie apă, încerc deja de l-am dat drumul și marș și sunt la teren că a fost un pic de apă, m-am zis că poate într-o săptămână, două, se reglează treaba.
treaba lui e ok. Valoarea unui bazin de ăla e undeva la 8.000 de euro fără TVA, deci undeva la 10.000 s-ar duce, cu manopere, vă dă seama că 4 bazine înseamnă cam 50.000 de euro după calculul meu. E o sumă foarte mare pentru mine, asta pot face. Producătorul, cel care le-a produs, îmi spune că dacă le desfacem, sunt făcute dintr-un material cu memorie și că la căldura soarelui, în vară, și-ar lua forma inițială și ar reveni la forma normală, să fie lipite și să le putem refolosi, să le pot folosi în aceleași rezervoare. Spune că nu în aceleași condiții, adică. Nu în aceleași condiții, da. Cauza nu sunt în măsură să o dau, nici vreau să caut vinovați, nici nu mă uit în urmă, oricare a fost la fel și procedat. Ce știu eu e că dacă le putem reface, indiferent câți bani ori cheltuie, trebuie făcute ca la carte, umplute cu nisip și cu suport de beton la bază, la formă jos de beton. Pentru că ele s-au dezechilibrat și asta e cauza. Și în jurul lui au fost pe pământ. Pe pământ. Și au pământ și la deasupra pământ? Deasupra, apă nu a fost decât pe jurul. Și a fost bălat pe jurul. Petriști, în loc nu a fost nisip. Dacă la nisip, nisipul egalizează, echilibrează. Așa a fost palas, palasul ăla de bun era acolo, nu a fost de bun. Numai pietre, și pietrele erau unul toată, da? Și când s-o spart unul, pentru că spune s-o spart toată, după altul. Le-am închis pe celălalt, chiar individual. Când s-o spart, s-o spart, îl facem preroare. Nu m-am gândit că s-o spart și mi-a tot după celălalt. În a doua zi, a treia zi, ce s-a întâmplat? Pe moment ce se vorbea câte unul, el se dezechilibra, să se muncea, să juca din el. Acum le-am desfăcut, cred că luni marți, dacă reușim să-l desfacem, că farul e cantitate de marți sau de mare, pământ, acoturează foarte greu, e înghețat, nu poți care și cu utilaj, că vrei să desparte, rupi tot. Și ce sunt vreau? Manual? Manual și am și budul acolo, mai trage cu... Dar manual, am vrut 6-7 la jos o ceară, atât de avem, dar mai mulți cea mai mulți. Din mari, din luni, am dus și băieții la proprietate cât mai care cu noi. Eu zic că unul, dacă nu două, le putem lipi acum. Chiar dacă o să fie destul de greu, că spunea domnul de la Iași, că trebuie să fie măcar 3-4 grade afară ca să vreau să-l încălzească. Altfel, dacă e sub 0 grade, nu poate să-l încălzească și să-l lipească. Măcar să o scoatem la capăt până în primăvară. În primăvară vedem ce decizii vom lua, ce vom face. E să facem un cel mai afectat sunt eu. Lume și eu pentru că mi-aș să fac niște investiții și banii care ar trebui să fac că vin la energie sau nu știu ce, universitatea de la Grădina, am trebuit la tot. Problema e că după ce trebuie cu apa, o să înceapă canalizarea, o să înceapă drumul, o să înceapă asfaltul, începe... Despre asta e vorba. Despre asta e vorba. O mare cu apa și... Că tot ce este lucrat, dar nu poți cu drumul. Apa. Drumul a trecut la Grădina, are 10 ani. Vreau pe șurile mele, Da, asta nu e o problemă care dorești sau nu dorești, că la fi urs, pentru că am văzut că toată lumea vorbește din urs, nu a fost ușor, mai ales pentru mica, dar n-am să n-am studiat de câteva ori și am dat chiar în spate de casă în ele. Acolo s-a cu rocetul. Eu, da, acolo, am câinii mei și sunt destul de eu. Și că el e așa, l-așa lungat aici. Am avut câteva paupe, ați văzut câteva capuri la trei familii, un port la vărătorul Vasilei. Se pare că a plecat. Duminică n-a dat mai la până la urmă. A ajuns la urmă. Deci am înțeles o să mă duc. Da, doi. Aici au fost doi. Cred că o ursoaică și cu un ursuleț cam de la Bihar, zic eu. Nu, a plecat la urmă și de la tot mai sus. Spunea cineva că s-a dus că-s gunoier. Părerea mea că nu s-a dus. Nu e bună de la munte, n-au avut ceva. Nu crește el. Au fost aduși acum un an, doi, lăsați la... Știți ce se întâmplă? Sunt uși și animale să-l bateți. Problema e că sunt protejați de lege, nu am nicio putere. Eu am solicitat comisii, mă uit aici, dacă îmi puși 80 de milioane de costă. Nu, 40 de mii de euro. 40 de mii de euro. 40 de mii de euro. Iar dacă nu mor, nu e nici 0 bani. Nu, așa e. Deci nu se vânează decât cu derogare, fără dosar. Iar vis-a-vis amatorilor care sunt amatori din lațuri și alea, chiar fac public de acolo. Să nu cerce, pentru că s-ar putea să fie chiar unii cu chip și cred că își riscă libertatea. Deci vă zic că asta
de fapt fac parte într-un club de vânători și știu lucrul ăsta. Deci, nu e... Domnul Zărbaș, la clădirea nu e, toată săptămâna asta a fost fidel pentru. Nu e, nu e, nu e. Bă, da, seara, vezi că au vrut, nu v-ați să vă vădă. Nu e. Este un om periculos care a mâncat 25 de caple la o stână, a mâncat 2 de caple, 4 de caple. Dacă intra la el, nu mâncau o capă. Nu e, plec, 8, 5, o dacă vreau un câine, un op, un șacal, oricum nu e habitatul lui. E habitatul lui, cine ar trebui să se spune cum stă, dar nu au ce mânca. Gândiți-vă că la munte nu mai au unde să ascunde, să poată nu iese ca să prindă un vânat ușor. Vânat nu prea mai este că cu pesta porcine, toți porcii mistreți au bușcat, s-au bușcat. E bun, e bun, e bun. Păi sunt, dar s-au bușcat până la mine când s-au bușurat și s-au bușurat și s-au bușurat și s-au bușurat. O vânat s-a crescut, până la urmă. Noi vădăm ce mult pe rematură. Alte discuții, alte probleme mai avem? Din cauza asta s-au bușurat. Mi-am vrut să dea Dumnezeu un Crăciun pentru la dumneavoastră. Așa, la mulți ani și la nou, un an nou cu bucurie. Declar ședința închisă și vă mulțumesc pentru participare.